Centrul vechi a fost reabilitat, dar clădirile nu în totalitate. La vremea aceea, primăria a spus că nu poate obliga proprietarii să le renoveze. Culmea este că multe dintre clădirile din centru care au rămas în paragină sunt ale primăriei. În interiorul imobilului situat pe strada Olteț, numărul 10, este inventariat în domeniul privat al municipiului Craiova, spațiu în suprafață de 46,33 metri pătrați. Pe strada Olteț, numărul 5, este inventariat în domeniul privat al municipiului Craiova, teren de 1141 de metri pătrați. Pe strada Olteț, numărul 5, este inventariat în domeniul public, clădire în suprafață de 192 de metri pătrați. Pe strada Traian Metrescu numărul 2, este inventariat în domeniul privat al municipiului Craiova, teren aferent clădire de 218 metri pătrați, a comunicat Marina Andronache, purtătorul de cuvânt al primăriei Craiova. Aceste clădiri de pe străzile Lipscani, Olteț, Romen Rola, Teodor și frații Buzești, zac uitate de administrația locală, care la vremea renovării centrului istoric a impus proprietarilor să refacă fațadele vechilor clădiri. Nu vorbim de vestita casă cu copac de la numărul 23 de pe strada Olteț. Altor imobile li se prăbușește fațada pe caldarâm, fără ca deținătorii să ridice un deget. Trecând prin gangul blocurilor de pe strada Teodor Aman, ajungi în capătul străzilor Olteț și Romen Roland. Tabloul este aproape neschimbat, cu excepția unui munte de pământ excavat și așezat pe un teren ce se pretează ca spațiu verde și a unei clădiri în construcție căreia proiectantul a încercat să-i dea o tentă de secol trecut. Pe strada Olteț, în partea stângă, o clădire vopsită în nuanță de ocru are pe fronti spiciu o pancartă pe care scrie Rom Handicap. Fațada este crăpată, tencuiala se prăbușește lângă fundație. În spatele gratiilor așezate la ferestre se văd câteva geamuri sparte, iar restul sunt înnegrite de de sus, de la cornișă, tencuiala s-a desprins și se zărește un schelet metalic, iar în burlanele sparte a răsărit vegetație. Clădirea de vis, vis este ca o tablă de șah. Fațada de la parter e vopsită în alb cu tocărie din PVC în aceeași nuanță. Etajul nu este refăcut. Tencuiala este căzută până la cărămidă. Zidul exterior este pe jumătate rupt contrastând cu clădirea învecinată, refăcută complet, și a cărei vitrină de la parter mai amintește de secolele trecute. Primăria spune că aceste imobile se află în prezent în administrarea rea de PFL, dar regia nu poate să investească în ele. Soluția ar fi preluarea lor de către administrația lor locală și prinderea într-un program de reabilitare.